Sectorul agricol italian se opune vehement acordului comercial convenit în iunie de Uniunea Europeană cu țările Mercosur, conform anunțului făcut recent la Bruxelles de ministrul agriculturii din Italia. La finele lui iunie, Uniunea Europeană și Mercosur, format din statele Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay, au ajuns după 20 de ani de negocieri la o înțelegere pentru un tratat de liber schimb, o realizare care va crea una dintre cele mai extinse zone de comerț liber de pe mapa mond. Conform precizărilor din cadrul acestui acord, Uniunea Europeană va trebui să își deschidă piața pentru carnea de vită provenind din statele membre Mercosur. Chiar dacă s-a ajuns la o înțelegere, totuși în Uniune au apărut două tabere, cei care susțin înțelegerea și tabăra formată din Irlanda și Italia, care consideră că fermierii europeni sunt discriminați.